Handbal Club Argeș așteaptă în continuare banii de la Consiliul Județean, însă potrivit președintelui Florin Tecău, nu toți consilierii vor să mai finanțeze activitatea de la această structură sportivă. Mai mult, echipa trebuie să aibă un alt management pentru a putea spera că va fi sprijinită și de acum înainte. Din punct de vedere al Consiliului Județean, pot să vă spun că noi, grupul de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat, suntem de acord să finanțăm în continuare handbalul. Din păcate, nu există o unitate de vedere la nivelul Consiliului Județean. Încă se analizează toate documentele depuse de administrația echipei de handbal și probabil că în zilele următoare vom lua o hotărâre în funcție de documentele primite și de toate materialele pe care pot să ni le pună la dispoziție cei din administrația clubului. Important, cel mai important este ca această societate să se revigoreze, să schimbe managementul și modul de organizare și dacă vor îndeplini toate aceste condiții, proiectul va putea fi finanțat de Consiliul Județean. Deși este un sport cu tradiție în Argeș, handbalul masculin nu a beneficiat în ultimii ani de un sprijin financiar pe măsură, lucru care este extrem de important în obținerea unor rezultate bune. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni a dăunat fenomenului handbalist, mai ales că singurii care au avut de suferit au fost sportivii, aceștia fiind neplătiți de foarte mult timp.